Vijelile au făcut prăpăd în Mehedinți, acoperișul unei pensiuni a fost mulți de vântul extrem de puternic. Bucăți din construcție au ajuns chiar într-o cameră unde erau cazați turiști. Județul Mehedinți, vă reamintesc, s-a aflat sub cod roșu de vreme severă. De pe această pensiune din Drobeta, Turnul Severin, vântul puternic a smuls acoperișul. Ploaia a ajuns până în subsol și a distrus mai multe aparate electrocasnice. Am crezut în prima fază că este cutremur, deci atât de rău flamba podul încât am crezut că o să fie un cutremur, dar se pare că această furtună pe care noi n-am mai întâlnit-o în Turnul Severin și suntem aici de destul de mult timp, ne-a afectat în ultimul hal. Aproape în totalitate distrusă. Cum puteți vedea, nu se mai poate alege mai nimic din această încăpere. S-a desprins tot acoperișul, vata este foarte udă, nu se mai poate face nimic aici decât recondiționare totală. Nu? Pentru că există pericol de electrocutare, clădirea a fost decuplată de la curentul electric. A venit o viitură puternică, a luat acoperișul și atunci a început dezastru. Am speriat văzând așa. Ne-am speriat foarte tare. Tot acoperișul într-o cameră, peste tot era numai apă, ploua peste tot, putea să se facă și un scurt circuit. Pagubele sunt destul de mari, nu ne-am așteptat nici noi la așa ceva. A venit dintr-o dată puternic. Da, dintr-o dată puternic, ne-am trezit efectiv plin de apă. Vremea severă a afectat mai multe zone din județ. Au fost înregistrate efecte negative în 18 localități. Au fost afectate 3 structuri de acoperiș dislocate și căzute pe alte construcții sau pe autoturisme, 6 autoturisme au fost avariate și 28 de copaci au căzut pe carosabil, blocând circulația. Pentru asigurarea unui răspuns prompt în cazul înregistrării unor situații deosebite, a fost activată și grupa operativă a ISU Mehedinți. Drobeta, Turnul Severin s-a aflat sub avertizare cod roșu de vreme rea.